procurorul Negulescu noi dezvăluiri incendiare despre mafia din județul Prahova. Cum băga Vlad Cosma în închisoare pe oricine îi deranja familia și ce a făcut când i s-a cerut șpagă de sute de mii de euro ca să scape de un dosar. Realitatea Plus prezintă în exclusivitate înregistrarea unui flagrant pus la punct de fostul deputat PSD și realizat de celebra unitate de elită a procurorilor de la Ploiești. Avem dovada că fiul baronului de Prahova nu era torturat de procurori, ba chiar mergea și se ruga de ei să facă flagranturi. Încrengăturile practicilor mafiote și cum controlează o familie absolut tot ce mișcă într-un județ întreg. Aflați totul în ediția explozivă de astăzi, în exclusivitate, de la ora 18, numai la Realitatea Plus.